Certificatul verde obligatoriu la locul de muncă ar putea deveni realitate cât mai curând. În acest caz, deputatul PSD Alexandru Rafila a propus ca persoanele neimunizate să fie testate pe banii statului. Cu privire la introducerea obligativității certificatului verde la locul de muncă, deputatul PSD a declarat că se ia în considerare introducerea unei perioade de grație de 2 luni în care statul va deconta testele pe care vor fi obligați să le facă angajații nevaccinați. Ar trebui testarea să fie pe banii statului. Fără discuție. Atâta timp cât tu mie îngrădești dreptul la muncă din care trăiesc eu și familia, automat trebuie ca să plătească ei totul. Trebuie să înceteze discriminarea, să încurajăm testarea. Nu putem permite și nu există nicio țară care să permită testarea pe termen nedefinit și cu o frecvență nedefinită. Va exista o definire pentru numărul de teste. Trebuie să facem o dimensionare inclusiv pe posibilitățile financiare ale României și pe o perioadă limitată, a mai spus deputatul PSD Alexandru Rafila. Normal că nu-și permite oricare ca să-și plătească testarea pe fiecare dată. Dacă s-ar introduce certificatul verde obligatoriu, credeți că ar trebui testarea să fie pe banii statului? Să? Testarea să fie pe banii statului. Da, da. Nu toată lumea are. N-ați văzut nici alea testările, nici astea. De unde au bani? Angajații români care nu sunt vaccinați ar putea beneficia de testare gratuită, dar numai timp de 60 de zile. Este o propunere la legea certificatului verde, aflată în acest moment în dezbaterea Camerei Deputaților. Dacă va fi adoptată, legea ar putea intra în vigoare cel mai devreme în luna decembrie.